acum ce ar vrea populația din Târnăveni să facă misurile pentru ei. Dar ceva constructiv, ceva adevărat, să nu au glume de alea deșucheate. Ce? Să ce? Nu, nimic. Să? Ce să facă? Cluburi? Numai la asta vă stă gândul, la cluburi. Să învețe bine, să vă dea un exemplu bun. Aoleu, aoleu. Bine. Ok, mai vorbim la partea asta, ne mai sfătuim cu domnul primar. Haideți mai bine să-l introduc în scenă pe primarul vostru, Sorin Megheșan, pentru că sunt convinsă că el știe ce ar putea să facă Mr. Târnăveni pentru orașul său. Domnul primar, vă rog frumos, veniți aici în aplauzele publicului, că doar el v-a oferit zilele orașului, le-a organizat atât de bine, distracția este maximă aici. Deci ați venit cu mâinile pline și flori și tot, sunteți pregătiți. Dar eu v-am, ca întotdeauna, dar spuneți-mi acum până la urmă, cu misurile astea, trebuie să faceți ceva, să faceți un proiect special, ele trebuie să aducă ceva comunității. Păi ce, numai așa, mis? Cred că vor merge cu tine la București. Păi nu, păi stai. Ce treabă are Bucureștiul cu Târnăveni? Când mai voie spun, și una dintre ele va fi Miss România. Așa da. Dar, eu știu, un eveniment aici mai mare în Târnăveni, unde misele să se implice. Uite, să fac o strângere de fonduri de-astea, pentru spital, pentru o clinică, pentru ceva. Sunt convins că în viitor se vor implica mult, mult mai mult pentru municipiul Târnăveni. Să dea Domnul să fie așa, pentru că sunt foarte frumoase și să știți că frumusețea deschide ușile foarte ușor. Domnul primar, sunteți pregătiți să aflăm ce fata a ieșit pe locul întâi? Aștept de mult, ok. Bun, păi haideți să vedem. Locul întâi și un premiu de 1000 de lei oferit de primăria municipiului Târnăveni va fi înmânat. Nu știu cine o fi, am emoții de Nisa Târcicoace. Ia zi tu numele. Denisa Potor! Târnăveni se desfășoară
ușoară azi, mâine, aici. Vremea, după cum vedeți, a ținut cu noi. Este extraordinar ce se întâmplă aici pe scenă, domnul primar. Dacă aveți două vorbe pentru fete. În primul rând, aș vrea să-ți ofer și ție un buchet de flori din partea locuitorilor municipiului Târnăveni și spun că deja ne e dor de tine. Încă n-am plecat de aici, o să mai stau până mâine. Te așteptăm. Mulțumesc mult de tot, să știți că eu o să-mi dau tot interesul, într-adevăr, măcar una dintre aceste fete să ajungă la București, pentru că mi-ați lansat această provocare. Trebuie să se întâmple ceva frumos cu ele, într-adevăr. Atât de bine și cu echipa din spate, bineînțeles, și să nu uităm că chiar dacă acum am ajuns la sfârșit cu Miss Târnăveni 2014, distracția continuă pentru voi și vrem să vă invităm la film, un super film la Caravana TIF, care se întâmplă în curtea gimnaziului Traian, un film românesc deosebit, Selfie, da? Știți și voi ce înseamnă Selfie? Este un film românesc care umple sălile tot timpul, așa că și în aplauzele